Salutare lume, eu sunt Ela și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Warframe. În acest episod vreau să vorbim despre aia, ce este și la ce ne folosește. Bun, aia este curensiul nou, băgat în nou băgat în joc. Există două tipuri de aia, cea normală, despre care o să vorbim astăzi și regal aia, cea pe care o obțineți doar dacă băgați bani. Bun, acum hai să ne întoarcem la aia. Aia este curensiul pe care îl folosim la noul event Prime Insurgence, acesta de aici. Um, de aici. Ok, what the fuck. Ah, asta e Prime Insurgensul. Uh, bun, acum hai să mergem pe Mars Bazar. Și așteptăm pentru că acolo se află ciopul pentru aia. Și putem să-i dăm un fast travel. A, ah, nu avem fast travel aici. Ok, hai să îi dăm pe jos atunci. Uh, deci suntem în Maru Bazar, pur și simplu trebuie să trecem de Maru Uh, și este în fața, mă rog, în spatele ei pe stânga. Fix aici este shopul de de aia. Uh, după cum te puteți vedea, avem o grămadă de chestii pe care putem să le cumpărăm de aici. Dar, mă rog, pe noi nu ne interesează chestiile cu regal aia, pentru că, după cum v-am spus, se cumpără doar cu bani nici măcar cu platină nu putem să le cumpărăm. Adica uh, adică e o currency pe care putem doar să luăm cu, cu donat. Uh, pe noi ne interesează la acest shop uh, aceste relicve. După te puteți vedea, sunt patru relicve care normal acestea sunt volted. Aceste relicve din aia shop se schimbă în fiecare săptămână. Uh, și momentan, aceste relicve îl au pe Volt Prime și pe Loki Prime. Loki Prime este cel mai scump Warframe. Frame din uh, tot jocul. Efectiv, e volte de foarte mult timp și e foarte scump. Și acum că e, e cam singura voastră șansă să-l luați pe, pe Loki doar farmând. Adică eu zic să, să vă puneți să farmați pentru că mai aveți timp până pe... Până pe 14 decembrie mai aveți timp, după aia se schimbă iar uh, relicvele. Uh, bun, acum hai să vă învăț cum se face acest aia? Cum se farmează? Sunt mai multe tipuri de farmat aia. Uh, dar primul o să fie o misiune pe care deja o știți. Este vorba despre misiunea UCO. Uh, asta este misiunea în, caz în, care, în cazul în care nu vreți să faceți uri Pentru că noi normal o să vorbim despre bounty-uri acolo se farmează cel mai bine aia și cel mai rapid să zic așa. Dar este și misiunea Uco care în care dacă o aveți pe Titania sau pe Volt. Dar o vă sfătuiesc pe Titania pentru că Titania e mult mai rapidă decât Volt din cauza la Archwing-uri Aici este uh, misiunea este un void Uco se numește. E o misiune capture și efectiv are șansa foarte ok de 12% per timp, să zic așa. Uh, are, adică are șansa de 12% să vă durpeze aia Pe, pe un ran și un run cu, dacă o aveți pe Titania Puteți să faceți un ran pe minut efectiv, atât de rapidă e misiunea asta Bun, acum hai să vorbim despre Despre Cetus uh, Orb Valis și, Adică Fortuna Și Deimos, pentru că acolo sunt uh, bouncerile din open world uh, Mai întâi o să o să vorbim, noi o să vorbim astăzi doar de bounty de level 5, adică alea de mobi 40-60, între 40-60, pentru că acolo avem cel mai bun drop. O să pun pentru fiecare, uh, pentru fiecare zonă, o să pun imaginile cu uh, dropul la aia. Uh, la Cetus, uh, pentru misiunea de Adică pentru bounty de level 5 uh, În stage 1 Nu avem deloc drop la aia În stage 2 însă Avem drop de 33.04% în, st în stage 2 și 3 În stage uh, 4 Avem 25.68% Care tot e destul de bine Și în stage 5 pe Cetus Avem 38,78% uh, uh, șansa să pice aia, efectiv. Asta uh, a fost cetusul. Acum hai să trecem la furtuna. Uh, stage 2 și 3 pe furtuna avem 25%. Stage 4 pe furtuna avem 21,43%. Si și și, și și Stage 5 pe Furtuna avem 50%, adică efectiv pe Furtuna e foarte bine să farmați. Mai ales dacă aveți nevoie de standing, pentru că așa face și standing, e e o ocazie bună să farmați, să vă faceți și tot standing-ul și de pe Deimos și de pe Furtuna și de pe Cetus, efectiv. Ca să vă zic, de pe acum Cetusul este cel mai are cel mai mică șansă să vă dea practic aia. Dar tot este decent, efectiv. De... După aia vine ăsta, după mine cel puțin, după aia vine asta Orvalisu, adică Furtuna, și după aia vine Deimosu cu stage 2 și 3, 28%, uh, stage 5, uh, stage 4, pardon, pe Deimos este 22.22%, .22 și stage 5 pe Deimos este 43.48%. Adică e o șansă și pe demos este destul de mare. De, acum depinde ce zonă, în ce zonă vreți să farmați, în ce zonă aveți nevoie de, și de celelalte chestii, pentru că nu o să vă doar aia, trebuie să vă gândiți ce vă mai trebuie, pentru ce mai farmați, nu farmați doar pentru aia, farmați și pentru celelalte resurse din celelalte zone. Bun. Uh, dacă v-a ajutat videoclipul, lăsați un like. Un subscribe și un comentariu dacă aveți ceva de spus sau de întrebat. Eu sunt Nutella și ne revedem în următorul episod. Duceți-vă, fraților, la farmat, pentru că marți cred că pică 14 sau luni. Nu, marți se scoate ochiu și voltul. Deci du duceți-vă și, și farmați. V-am salutat, pa! pa.